Bună ziua, elevi! Astăzi ne aflăm la lecția numărul 5 și vom discuta astăzi despre propagandă și manipulare. Este una din subiectele care sunt incluse în unitatea de învățare numărul 1 despre cultura mediatică. Deja pe parcursul lecțiilor anterioare am vorbit despre informarea din diferite surse, despre inteligență mediatică și analiza dintre știrile false, știrile adevărate. Astăzi vom analiza propaganda și manipularea ca și instrumente care pot influența oamenii. Îți propun să te gândești la următoarele întrebări la etapa de evocare a acestei lecții. Cu ce scop este folosită propaganda? Ce ar trebui să faci pentru a nu te lăsa manipulat? Și cum am putea să ajutăm și alte persoane ca să nu cadă în capcana propagandei și a manipulării? Haideți să încercăm să analizăm ce este propaganda. Propaganda este o acțiune desfășurată sistematic în vederea răspândirii unei doctrine politice sau religioase, a unor teorii, opinii, pentru a face cunoștință oamenii și a le accepta, și acest scop este pentru ca să câștige cât mai mulți adepți. În prezent, termenul propagandă are conotații mai mult negative, referindu-se la răspândirea deliberată a unor informații, zvonuri, idei, cu scopul de a dăuna anumitor grupuri specifice, mișcări, partide, credință, instituții sau guvernare, și aceste tipuri pot fi prin propaganda revoluționară sau propaganda nazistă. În comparație cu propaganda, să analizăm și ce este manipularea. Manipularea este o influențare a opiniei publice printr-un ansamblu de mijloace, cum ar fi presa, radio, internet, pe care le-am analizat în lecțiile trecute, și prin care, fără a apela la anumite constrângeri, se impun acestea ca și anumite comportamente, ca anumite acțiuni. Manipularea este un tip de influență care urmărește schimbarea percepției celorlalți din jur cu ajutorul unor tactici ascunse, amăgitoare și uneori chiar abuzive, așa cum manipulatorul urmărește doar propriile interese, deseori în detrimentul altora. Aceste metode pot fi considerate deseori imorale și periculoase. Câteva strategii pe care le folosesc anumite persoane pentru a propaga anumite informații. Propaganda este continuă. De regulă, este efectuată fără pauze, este sistematică și este influențată asupra persoanelor de zi cu zi. Propaganda este universală, adică se transmite pe toate canalele de comunicare aflate la dispoziția propagandistului și este o influență directă asupra psihologiei sau asupra persoanei. Propaganda este expusă pe termen lung cu anumite efecte durabile. De asemenea, propaganda este unilaterală, prezintă un singur punct de vedere, niciodată două puncte de vedere aflate în competiție sau dispută. Și propaganda poate fi afirmativă, dar nu și documentată, adică propagandistul afirmă replicat ceva, dar nu indică niciodată sursa din care este emisă anumită informație. Care sunt tehnicile principale de manipulare? Printre dânsele sunt minciuna, negarea, minimalizarea, ignorarea, neatenția sau atenția selectivă, diversiunea, intimidarea, jucarea rolului de victimă, confuzia, minuirea victimei, afișarea furiei, imaginea dușmanului, precum și altele. Și aici, ca și sarcină, îți propun să te gândești cum ai putea să eviți aceste tehnici de manipulare și să nu fii expus anumitor influențe. Vom analiza în continuare și despre vulnerabilitățile exploatate de manipulatori. În primul rând, dorința de a face cuiva pe plac, dependența de a câștiga aprobarea și acceptarea celorlalți, frica de emoții negative, lipsa hotărârii de acțiune și de a spune nu, percepția neclară a identității, autosuficiența scăzută și controlul extern. Cum arată un portret care poate fi ușor de influențat a unei persoane? În primul rând, această persoană nu are lipsă de experiență și printre persoanele cu lipsă de experiență sunteți și voi copiii. Încrederea exagerată în oameni, de asemenea, acest lucru se observă la populația tânără sau anumite persoane cu puțină experiență, informarea slabă pe anumite domenii, naivitate și imaturitate, dependența psihologică și politică, precum și singurătatea. În acest context îți propun să alcătuiești 2-3 sfaturi pentru persoanele care ușor pot fi manipulate și pot fi supuse propagării. Acum să analizăm și câteva motivații ale manipulatorilor. În primul rând, aceștia au mai multe motivații posibile. Nevoia de a-și atinge scopurile și de a câștiga beneficii cu orice cost, o nevoie puternică de a avea sentimente de putere și superioritate față de ceilalți și, sigur, că nevoia de a fi
în control. În continuare vom analiza un studiu de caz și vom analiza o opinie despre manipulare a lui Stelian Chivu, psiholog din România. Dacă cineva afirmă că nu există manipulare, nu este conștient. Manipularea poate îmbrăca o formă specifică, fie fizică, emoțională, mentală sau spirituală. Când cunoști cum se manifestă o persoană sau societatea, poți să le manipulezi atât prin ceilalți cât și prin anumite defecte. Spre exemplu, dacă manipulatorul știe că ești o persoană care manifestă compasiune, va lansa idei și subiecte ce țin de compasiune ca să te atragă și să-ți atragă atenția. Acum vom analiza câteva elemente din ABC-ul tehnicilor de propagandă și manipulare. Aceste tehnici atacă domeniul emoțional și structura psihicii umane, urmăresc distragerea atenției celui manipulat cu anumit scop și este produsul influenței informaționale. Prin urmare, victima manipulării și propagandii devine și ea coautor a manipulării și propagandii în continuare prin informațiile care poate fi transmise sau poate fi expuse. Avem câteva exemple de titluri de manipulare care au fost selectate din sursele media din ultimul timp. De exemplu, NATO trece prutul. Sau, tancurile americane au invadat Moldova. Sau, fiți vigilenți la protestele de duminică, se pregătește vărsări de sânge. Sau, incredibil, partidul X este gata să folosească armele pentru a lua puterea. Și un alt exemplu, partidul Y este un instrument de reglare de conturi dintre oligarhi. Deci, după cum vedem, sunt titluri care atrag atenția și deseori în spatele acestor titluri se găsesc informații care nu sunt veridice. Ca și sarcină îți propun să identifici din sursele media pe care le ai la dispoziție câteva exemple de titluri de știri cu caracter propagandistic sau de manipulare a opiniei publice și să le prezinți pentru discuții la lecțiile viitoare cu colegii și profesorul. Concluziile la lecții de astăzi sunt: întotdeauna trebuie să ne întrebăm de ce o informație este expusă, ce anume dorește o persoană de la noi când încearcă să ne influențeze. De asemenea, pentru a scăpa de propagandă și manipulare, este necesar să înțelegem scopul și să acționăm pentru a ne elibera de aceste influențe. Conștientizarea sensului propagandei și a manipulării vine prin pregătirea intelectuală, prin exerciții emoționale, ce conduc în final la o autocunoaștere profundă și la autocontrol. Reflecție lecției de astăzi. Pe parcursul activității am reușit să identificăm scopul și interesele de bază ale propagandei și ale manipulării, să descriem strategii și tehnici specifice propagandei și manipulării și să demonstrăm deschidere spre o informare veridică pentru a nu ne lăsa influențați de idei propagandistice și de manipulare. Mulțumim mult pentru atenție, îți propun să studiezi atent informațiile din diverse surse media și să înțelegi în influența capcanilor propagandei și a manipulării. Analizează atent ceea ce se întâmplă în jurul tău și ia decizii raționale și corecte. Numai bine, pe curând!